Uniunea Europeană va aplica noi sancțiuni împotriva Rusiei. Șefii Comisiei Ursula von der Leyen și Josep Borrell au făcut propunerile drept răspuns la decizia președintelui Putin de a escalada conflictul prin mobilizarea și referendumurile de anexare, inclusiv prin amenințări cu războiul nuclear. Restricțiile vizează comerțul oficial din armată și oamenii Rusiei din regiunile ocupate. Uniunea Europeană a renunțat deja la importurile de petrol din Rusia, iar acum președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că grupul țărilor G7 a căzut de acord să plafoneze prețul la petrolul rusesc pentru a stabiliza piața globală. Propunerile Comisiei prevăd noi sancțiuni de comerț împotriva Rusiei. Acest lucru va ține produsele rusești în afara pieței europene și va lipsi Rusia de 7 miliarde de euro venituri suplimentare. De asemenea, propunem extinderea listei de produse care nu mai pot fi exportate în Rusia. Scopul este de a priva complexul militar al Kremlinului de tehnologii cheie. De exemplu, noi elemente de aviație sau componente electronice și substanțe chimice specifice. Sancțiunile din pachetul Crimeea vor fi extinse pentru toate regiunile ocupate. Vor fi trecuți în lista de restricții individuale toți care s-au implicat în organizarea referendumurilor, autoritățile nelegitime impuse de Moscova în teritoriile ocupate, anumiți actori care se ocupă de dezinformare care ajută Rusia să ocolească măsurile de constrângere economică și din domeniul militar. Propunem o serie de sancțiuni personale în sectorul apărării. Acestea includ oficiali de rang înalt de la Ministerul Rus al Apărării și pe cei care sprijină forțele armate ruse prin furnizarea de echipamente și muniții, inclusiv rachete și avioane de luptă, și participă la recrutarea acestor 300.000 de soldați. Uniunea Europeană a impus treptat 6 pachete de sancțiuni privind petrolul, cărbunele, metalul și gazele rusești. Spațiul aerian e închis pentru companiile din Rusia, navele rusești au interdicție în porturile europene, cele mai importante bănci au fost excluse din sistemul SWIFT, exportul de tehnologie a fost oprit. A urmat apoi amendarea celor 6 pachete de sancțiuni și suspendarea acordului de vize Uniunea Europeană-Federația Rusă.